doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Publica Report. Coronavirusul a ajuns în Moldova, la Spitalul Clinic Republican este internat primul bolnav de COVID-19. Încă 5 cazuri suspecte au fost anunțate chiar în această dimineață, iar rezultatele de laborator vor fi gata până la sfârșitul zilei. Pentru a preveni răspândirea virusului, guvernul ar putea să interzică întrunirile publice, iar șeful statului cere de urgență o lege nouă pentru a trage la răspundere pe cei care pun în pericol sănătatea populației și încalcă regulile de protecție a sănătății publice. Totodată, după ce România a interzis zborurile avia din Italia, din zonele afectate de COVID-19, și Moldova ar putea să facă același lucru, permițând doar moldovenilor să intre în țară. Deși mai sunt informații legate de persoane infectate, autoritățile nu le confirmă. I-am invitat să aflăm cât mai multe despre situația la zi pe Marina Golovaci, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Bună ziua, doamnă, bine ați venit! Și Mihai Stratulat, medic pediatru, bună ziua, bine ați venit și dumneavoastră! Informație nouă avem în această dimineață, deci după ce a fost internată zilele trecute o pacientă bolnavă de coronavirus, mai avem 5 cazuri suspecte. 3 dimineața au fost anunțate și acum, de ultimă oră, mai avem încă 2. Ce prezintă aceste persoane? Sunt din același avion cu pacienta internată? Spuneți-ne mai multe detalii. Da, toate 5 persoane au mers într-același avion cu pacienta care a fost internată. Toate persoanele, ca și celelalte din avion, cu excepția 14 persoane care n-au fost identificate, sunt supravegheate la domiciliu de către medici de familie. Au fost informați toate persoanele privind necesitatea apelării la serviciu de urgență și a informării medicului de familie în caz de apariția primilor simptome de infecție respiratorie acută. Pacienții despre care vorbim, anume, au fost informați în așa mod, au apelat în modul respectiv serviciile de ambulanță, au informat și medicii de familie și, luând în considerație starea lor ca și suspecți, deoarece au mers într-același avion, ei au fost transportați la Spitalul Clinic Toma Ciorbă, unde li s-au prelevat probele. Până la sfârșitul zilei sperăm să avem rezultate. Da, nu regretă acum oare autoritățile că pe toți cei 144 de pasageri nu i-au transportat direct la spital cu această suspiciune și după aceea să-i lase să plece acasă? Nu este corectă abordare, pentru că nu putem transfera din start toată lumea din mai multe considerente. Nu are sens să fie prelevate probele atât de rapid, pentru că infecția necesită un timp anumit pentru a se mulți, să spunem așa. Deci de la perioada contactului până la perioada când proba poate fi pozitivă, trebuie să treacă minimum 5, 6, 10 ore. Deci nu avea niciun sens să îi ținem în spital și să le prelevăm probele, pentru că majoritatea ar fi fost fals negative, să spunem așa. Plus, da, și chiar pentru un singur caz, chiar nu era rostul, că au apărut foarte multe polemici, chiar de sâmbătă, nu este corect referitor la asta, demonstrat-o la proba, o să facem, o să ne liniștim că ea este negativă și pacientul o să fie liber în circuitul lui, dar de fapt el peste 5-6 ore va deveni contagios. De ce nu este corect? Plus, nu se recomandă gruparea persoanelor în clustere, să spunem așa, pentru că în cazul în care este un pacient bolnav, el trebuie izolat, el nu trebuie ținut în comunitate strânsă apropiere și de lungă durată cu alte persoane. Domnul Stratulat, părerea dumneavoastră? Deci sunt reguli de Organizația Mondială a Sănătății către autorități. Deci persoanele care vin din zonele endemice și prezintă careva simptome, da? Doar aceste persoane sunt puse în carantină în spital. Restul persoanelor sunt puse în carantină la domiciliu. Deci sunt niște reguli bine definite către Organizația Mondială a Sănătății. Și la un moment dat să ne gândim, 114 persoane, noi trebuie să găsim 144. 144. Trebuie să găsim 144 de locuri în spital. Deci asta ar fi cam jumate din unele spitale, ar trebui câteva secții pur și simplu să iei bolnavi care sunt deja internați cu diferite patologii, să-i trimeți acasă. Spuneți, nu vă spărați, dar e problema cu coronavirusul, voi muriți acasă, dar noi pe ăștia care sunt sănătoși îi ținem vreo 14 zile să vedem care. Deci nu este logic absolut. Dar recomandarea a fost să stea ei acasă 2 săptămâni. Așa, și așa se întâmplă. Au apărut schimb în presă informații de genul că au fost pe la biserică, au fost să pomenească. Asta e problema morții, deja cetățenilor noștri. La mese de pomenire s-au întâlnit de 8 martie cu alte persoane și atunci riscul, adică ar putea să infecteze și pe ceilalți. Ce spuneți aici? Corect. Dar noi, uitați-vă, dacă o să înceapă acum
Încep acum masiv să vin moldovenii din Italia, pentru că nordul Italiei este închis în carantină totală, absolută. Și dacă o să vă uitați în pozele, se întâmplă deși în gări, în autogări, deci lumea este arhiplină. Da, migrează atunci, de la nord, de la sud, dar și metoda de răspândire Moldova, în România, aceste localuri este cu mult mai rapidă, pentru că sunt oamenii foarte apropiați unul de altul. Acum moldovenii o să încearcă să fugă, pentru că lumea fuge de acolo. Deja au început, domnul Stratulac. Și dacă o să iasă, îl punem pe toți, noi la un moment dat o să trebuie să închidem toate spitale. Deci nu mai primim niciun bolnav de alt gen, ca să-i punem pe toți moldovenii care vin de acolo în carantină, ca nu, așa mulți nu să... Și iarăși, vă garantez, dacă o să punem aici 144 de moldoveni în spital, mi-a să credeți că el nu o să iasă până afară sau nu o să el... Dacă nu se conștientizează... Din spital? Din spital inclusiv, poate să până afară, să poate contactezi. Dacă nu conștientizează cetățeanul, că îl ții tu închis, doar de să-l pui în închisoare. Deci totuși asta este problema? Este problema conștientizării de către cetățenii noștri. Dintre cei 5 care deja sunt suspectați, mai multe informații, sunt din Chișinău, din alte raioane, în ce stare sunt și așa mai departe, dați-ne iarăși detalii și despre ei. Nu pot să vă spun cu precizie de 100%, din ceea ce cunoaștem, ei nu sunt în stare gravă, deci sunt persoane cu stare medie la moment, pentru că persoanele care au simptomatică mai complicată se transferă totuși în alte instituții spitalicească de alt nivel pentru acordarea așa cum s-a întâmplat și cu femeia medicale, aceea. Da, mai specializate pentru forme mai grave. Ce vârstă au și dacă au intrat în grupa de risc, de gen, nu știu, hipertensiune, obezitate, iată cum s-a întâmplat și în cazul... Nu pot să vă spun cert informații. Deocamdată cunoaștem că sunt internați, starea lor e satisfăcătoare, ei așteaptă rezultatele, ulterior vor fi monitorizați conform. Astăzi seara o să avem rezultatele și despre cei 5, așa înțelegem. Evident. Mai avem niște informații contradictorii de altfel și ar putea fi nevoie să le comentați dumneavoastră, pentru că din comunicatul pe care l-ați expediat pentru presă, resecă femeia care a fost internată în Spitalul Clinic Republican, a fost internată în Italia din tâi, a fost sfătuită să primească niște antibiotice la domiciliu, așa se scrie, tratament cu antibiotice la domiciliu și a fost plasată în carantină la domiciliu până la confirmarea infecției prin coronavirus de tip nou. Ieri premierul a spus că totuși femeia a fugit din spital. Și aici nu este clar care este informația corectă despre această femeie. Cine a mințit? Care este informația veridică? Deci informația inițială care am avut-o de la pacientă și care a vocalizat-o domnul premier, totodată ficiorul, cu toții cunoaștem, deci de fapt declarația aparține ficiorului pe rețele de socializare, că mama a fost externată din instituția medicală din Italia. Dar ca să fim corecți în declarațiile noastre și în aprecierile noastre, noi totuși intenționăm să solicităm și de fapt am pregătit deja o scrisoare către Ministerul Afacerilor Externe și că lucrăm deja începând cu ziua de ieri, că s-au alertat și ambasada Italiei, care de fapt a solicitat datele pe persoane pentru a efectua verificările respective în Italia, care a fost procedura, a fost externată, a fost testată, a fost confirmat, nu a fost confirmat diagnosticul acolo în Italia. Deci deocamdată noi nu avem încă informații oficiale, posibil să o avem în zilele apropiate, dar până la urmă eu cred că este de surplus să căutăm acum ce a fost și cum a fost. Important este că pacienta este cetățeană noastră, ea a intrat în țară, ea primește acordare, îi se acordă asistența medicală necesară și pe noi asta ne interesează la moment, inclusiv contactele ei și prevenirea maximal posibilă a răspândirii infecției. Alte informații au mai apărut, dar iarăși avem nevoie de o confirmare a autorităților, informații oficiale care să vină de la Chișinău, inclusiv de la dumneavoastră. Cazul autobuzului cu pasageri reținut la Oradea, veniți din Milano și printre ei cu febră, dus la spital, verificat și așa mai departe, un cetățean moldovean. Mai mulți. Până la această, chiar mai mulți ziceți dumneavoastră, până la această oră n-am obținut o informație oficială despre ei. Să ne spuneți și dumneavoastră, așa ca să avem o confirmare publică făcută. Deci, iarăși, colaborare avem și la nivel de puncte de focal prin intermediul principiilor regulamentului sanitar internațional. Noi colaborăm și cu ambasada României și prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne pe linia Inspectoratului General Situații de Urgență. Informația se colectează, măsurile se întreprind, cetățenii noștri sunt la moment în siguranță. Din informația pe care o avem, li s-au prelevat probele, iarăși se așteaptă până la sfârșitul zilei rezultatul și în dependență de asta o să fie deja luată decizia de... Despre câte persoane totuși este vorba? Preventiv e ceva în jur la 10 plus minus.
10 persoane încă. Da. În România se așteaptă din nou și astăzi rezultatele pentru ei. Nu trebuie atât de tare să ne axăm pe chestiile astea. Nu neapărat, ca informație, de asta și zic. Da, dar persoanele sunt în siguranță, se întreprind măsurile care trebuie să fie făcute în cazul. Totodată, autoritățile române spun că un cetățean român ar fi ajuns la Chișinău și n-a ajuns în România, deși a luat cursa via Chișinău, dar este suspect că ar fi avut un virusul COVID-19. Nu vă pot spune de referitor la cazul respectiv și în general în mass media acum circulă foarte, foarte multe informații și vreau să vă spun, este și nou dificil să fugim după toate informațiile acestea care circulă. Noi totuși ne bazăm pe informații oficiale, pe colaborare oficială cu instituțiile atât din țară cât și de peste hotare și cred că așa ar fi corect. Da, la fel ne bazăm și noi pe informațiile oficiale și sfătuim pe toți să nu panicheze și să consulte anume sursele oficiale. De altfel, putem miza pe rapiditatea, operativitatea, deplasarea informației pe site-ul Ministerului Sănătății, ANSP-ului, de ce nu, și așa, așa mai departe, facem, pentru ca să înțelegem cum stau lucrurile la zi, chiar la oră. Corect. Suntem de acord cu dumneavoastră să încercăm și încercăm să fim maximal de cooperanți, pentru că cunoașteți fiecare dimineață, ne adunăm la ora 7:30 și imediat după finisarea ședinței, doamna ministru acordă interviu pentru presă, se publică informația respectivă atât pe site-ul Ministerului Sănătății, cât și se actualizează datele pe site-ul ANSP, adică maximal încercăm să fim deschiși și să informăm populația corect. Mai avem încă niște noutăți și chiar propuneri și aici vreau să le analizăm neapărat, pentru că se propune amendă și chiar dosar penal pentru răspândirea virusului. Este o propunere venită chiar de la șeful statului printr-o nouă lege. Cât de necesară este, domnul Stratulat? Cât de eficient va fi aplicată aceasta în Moldova? Eu nu știu cât asta poate fi aplicat, legea asta în Republica Moldova, având deja inclusiv și Constituția Republicii Moldova. Eu cred că toate eforturile acum care trebuie să fie puse. Deci noi cumva încercăm acum să ne pregătim de o carantină. Da? Deci toți vor carantină, toți vor să... Cine toți vor carantină? Te uitați pe rețelele de socializare. Vă referiți la polemicile și isteria care s-a instalat. Care apare în chiar și unii politicieni, chiar și ex-ministri dau vina cumva pe autorități că nu se face nimic. Da, am să adaug, de exemplu, președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, știți ce spune? Opoziția vrea epidemie de coronavirus pentru a profita politic și electoral. Și uitați-vă ce s-a întâmplat în Italia. Haideți să luăm cazul da, Italiei. Deci, cum a apărut primul caz, s-a început isteria asta în masă, da? Și s-a început carantini. Lumea a început să fugă prin magazine, să cumpere tot felul de produse provizii prin farmacii. Și amâna trebuie să înțelegeți că acolo este unde este aglomerat, acolo unde se stau în cozi. Da? Pentru că răspândirea virusului este prin picături, prin tusă sau prin strănut. Și când în jurul tău stau 10 oameni, tăți în coadă, stau și așteaptă să cumpere un produs. Și eu fiind bolnav de coronavirus și strănut, deci eu imediat, într-o secundă, mă lipsesc toți aceștia 10 oameni. Și atunci când este liniștit și mă duc liniștit la magazin și cumpăr și mai la urmă mi-e strănut, poate fi o persoană lângă mine și atunci răspândirea e doar la o persoană. Deci isteria asta trebuie cumva scoasă, pentru că dacă o să apară și la noi cozile astea prin, credeți-mă, și mai repede o să răspândească virusul. Mai departe, deși o să vină, deși, pentru că Italia a făcut carantină și amăi toți moldovenii vor să fug din carantină. Da. Toți italienii fug din nord în sudul Italiei și atunci tot focarul din nord, credeți-mă, în scurt timp o să apară în sud. Deși, pentru că iarăși el nu vrea să stea în carantină, mai ales carantină total, practic nu poți să te miști, și atunci el o să încearcă să fugă. Și indiferent. Ce sfaturi aveți pentru moldovenii care se află în diaspora, inclusiv în Italia, în focarele de risc? Deci, în primul rând, dacă s-a pus carantina, să rămână în carantină, dacă se întorc în Republica Moldova, să fii foarte precauți și să fii foarte responsabili. Deci, dacă ai venit din Italia și ești plasat în carantină la domiciliu, respectă acele recomandări care se dau de către medicul de familie. Să respecte asta ce înseamnă? Să nu iasă din casă 2 săptămâni? Aveți încredere că deci asta dacă se face? Și dacă iese din casă, moldovenilor cum este, dacă da, iese așa? Din casă, iasă cu mască. Deci dacă strănute, să strănute să nu fie în spațiu liber, da? Strănute, fie într-o basma care, sau șervețel care pe urmă poate fi aruncat, fie acum mai nou, deși este în pliul cotului. Deci, iar ceilalți cetățeni să facă igiena corespunzătoare a mâinilor, pentru că el poate să ia și virusul de pe suprafață unde a nimerit acea picătură de strănuț sau de
Deci astea ar fi, dacă o să urmărim atent, chiar astăzi am plasat pe rețeaua de socializare un video, o adresare a Ministrului Sănătății în Parlamentul din Singapore, care vorbește de metode efective de prevenire a virusului și nici de cum nu pomenești cumva de carantini sau alte chestii. Da, de ce vă întrebam? Pentru că toți acum vorbesc despre un efect, un impact al venirii unui curent foarte mare de moldoveni acasă. De altfel, de exemplu, domnul Dodon zice, noi am putea să interzicem, cum a făcut România, zborurile din Italia. De exemplu, dar nu și pentru moldoveni. Deci moldovenii au dreptul să vină acasă, că n-ai să le interziți cetățenilor să nu revină. Se apropie Paștele, de exemplu, într-o lună, vă dați seama ce o să fie. Și atunci vorbim foarte clar, așa constructiv, să înțelegem cam ce impact, ce efecte ar putea să dea această migrație masivă a moldovenilor din Italia, de exemplu, în Republica Moldova. Dacă ei o să vină și o să fie irresponsabili, și am înțeles deja, nu știu pe cât este de corect, tot mă uitam la știri, da. Foarte mulți moldoveni reveniți din Italia dau date eronate în fișele astea epidemiologice care se completează în avion. Și atunci el conștient deja merge ca să încalce și să răspândească acest virus. Până nu o să înțeleagă cetățenii, și asta e problema în mare parte a cetățenilor, dar este și partea autorităților care trebuie să ia măsuri în momentul în care s-au depistat cazuri. Dar nu să începem acum să facem carantini, care și mai tare o să isterizeze populația și, credeți-mă, răspândirea virusului o să fie și mai mare. Da, ce măsuri suplimentare, speciale, dure, aspre, vor mai fi luate? Pentru că înțeleg așa că se merge pe 4 scenarii în total, cel puțin asta a anunțat chiar și directorul oficiului de țară, OMS, în Republica Moldova. Despre asta o să ne spuneți și mai multe, pentru că la telefon avem pe reprezentantul Poliției de Frontieră, Raisa Novitski, este ofițer de presă. Bună ziua, doamna Novitski, ne auziți? Da, bună ziua. Discutam chiar acum cu invitații noștri în platou despre zborurile pe care ar putea să le interzică autoritățile noastre din Italia, de exemplu, din Focare spre Republica Moldova. Și aici mă refer la ce se va întâmpla, ce măsuri, pas cu pas se vor face cu toți pasagerii veniți din Italia, de exemplu, la Chișinău. Cel puțin noi avem acum informația că au fost deja anulate câteva rute care spre și dinspre Italia, anume din regiunile infectate, adică unde este Fucaru. Cel puțin vom lua la control toată situația, vom intensifica măsurile, în primul rând ce ține de precauția individuală a angajaților Poliției de Frontieră, că până la urmă noi suntem primii pe linie. Noi creăm acel filtru, primul filtru. La fel vom veni de fiecare dată cu solicitarea către călători să-și asume aceeași responsabilizare de a ne informa din timp despre țara în care vin, despre faptul care este starea de sănătate, ca să putem și noi interveni conform măsurilor lansate. Doamna Novitski, cât de mult a crescut fluxul de pasageri? Fluxul de pasageri nu a crescut, el se menține constant. Chiar dacă vorbim, spre exemplu, cu rutele directe venite din Italia, parcursul săptămânii trecute, au fost în jur de 3700 de persoane care au venit în țară. Însă, dacă facem o comparație cu câte persoane au plecat la fel cu rute directe prin aeroportul internațional Chișinău, spre Italia, atunci vorbim de aproximativ 3000 de persoane. Deci se menține un echilibru în, să zic eu, numărul de cetățeni care vin și pleacă în statul în cauză. Aveți informații de ultimă oră referitoare la cetățeni care au ajuns de la punctele de frontieră direct la spital cu suspiciune de coronavirus? Da, în prima jumătate a zilei de astăzi, în punctul de trecere Leușeni, au fost identificate 4 persoane care prezentau stare subfebrilă și, evident, deja după procedură au fost anunțați serviciul medical 112, care au intervenit și au luat decizia de a transporta aceste persoane la Spitalul Boli Infecțioase din municipiul Chișinău. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Raisa Novitski, ofițer de presă al Poliției de Frontieră a fost. Acum vorbim despre ceea ce ne așteaptă. La ce scenarii să ne așteptăm? De altfel, sunt, înțeleg așa, în pregătire 4 tipuri de scenarii în felul în care evoluează situația epidemiologică.
Eu își vreau un pic să completez anterior tematica care am discutat-o. Uh-huh. Nu vorbim deja doar despre Italia, pentru că deja avem zone de răspândire în focare și în alte țări ale Europei, și Germania, și Franța, și Spania. Deci să nu discredităm doar Italia, pentru că potențial deja și persoane călători din alte regiuni pot fi suspect și să transmit acest virus. Referitor la întrebarea cu responsabilizarea cetățenilor, anume în caz de izolare la domiciliu, aici vreau să completez că deja Ministerul Justiției a venit cu o inițiativă de modificări la codul penal, codul administrativ, anume cu introducerea amendamentelor de responsabilizare pentru, în cazul nerespectării regimului de autoizolare sau de carantină pentru cetățeni. Și ce prevede? Similar, e vorba de sancțiuni anumite? De-abia inițiativă legislativă, da. Noi o să vedem, dar ea o să fie urgentată, probabil, pentru a responsabiliza cu adevărat cetățenii. Urgentată asta înseamnă că deja în această săptămână am putea să avem prevederi legale noi? Un pic durează mai mult aprobarea și modificarea unui cod legislativ, dar oricum o să o facem maximal posibil și maximal rapid. Mm-hmm. Pentru că practica respectivă există în țările europene, există și în România și cred că ar fi corect să o avem și noi. În general vreau să spun că lumea are o atitudine calmă și corectă în majoritatea lor, pentru că noi lucram foarte intens, chiar și eu personal, noi în prima noapte când a venit avionul, contactam persoanele și le suntem recunoscători că necătând la faptul că îi trezeam noaptea la 1, la 2 de noapte și le spuneam o veste poate mai puțin plăcută, erau receptivi, înțelegători și majoritatea lor totuși respectă acest regim, în caz de apariția simptomelor comunică cu medicul de familie, dar din păcate desigur că avem puțini, dar îi avem și acei care nu respectă. Dar ei ies în spațiile publice, au dreptul acesta? Că santinela nu stă la casa lor, asta e clar, da. Normal că nu, și cum a spus și domnul Mihai, deci el poate să iasă și în grădină la urma urmei și în spațiu, că nu stă chiar izolat, că nu e în închisoare, dar el maximal trebuie să evite oricare contact cu alte persoane și cel mai important la apariția primilor simptome să fie izolat. Iată aici e punctul foarte deci, la care este noi demonstrat trebuie să facem acum accent. Că răspândirea virusului, cât este perioada asta de carantină și cât persoana care este în perioada în carantină nu prezintă semne, practic este minimal. Da. Sunt câteva cazuri izolate care s-au demonstrat că în perioada asta. Deci este foarte periculos răspândirea virusului în momentul în care pacientul deja prezintă semne, deja este bolnav de coronavirus, de COVID-19. Deci persoana pusă în carantină și care încă nu prezintă semne, deci riscul de a răspândi este minim. Și atunci chiar dacă o să iasă o dată sau de două ori până la punând o mască, practic noi nu răspândim virusul. Apropo de măști, că nu sunt măști în farmacii și a fost pusă problema aceasta încă acum două săptămâni, ieșise prim-ministru cu declarația scoateți măștile din depozite, că am înțeles că sunt vreo 200.000 și că businessul cu măștile este unul destul de serios în cazul farmaciilor. De ce autoritățile nu obligă acum toți oamenii de afaceri, agenții economici care au importat măști și care le au să le vândă, să le scoată în vânzare? Agenții economici, nu e atât de simplu, sunt anumite reguli de activitate cu economică, să spunem așa, dar noi nu stăm cu mâinile în șolduri. Într-adevăr, se întreprind măsuri, cum spuneți dumneavoastră, se apelează agenții economici. Noi avem deja rezultate pozitive și posibil că o să deblocăm un pic situația în timp apropiat. Se lucrează foarte mult la acest compact. De eu poți vă dau alt exemplu. Da, e interesant pur și simplu de ce se ascund aceste măști, asta e clar, dar când vor reapărea ele în vânzare? Ele nu s-ascunse, majoritatea au fost realizate peste hotarele țării, din informația care o avem, cu prețuri vândute peste de ridicare, da, prețuri ridicate. Deci agentul economic face ceea ce face fiecare... Pentru profit. Evident. Dar pentru sănătatea populației acum și mai puțin acum gândindu-ne la interesele economice ale agenților economici, vorbind de sănătatea populației, putem să scoatem seturile de măști la suprafață, în vânzare? Dacă ar fi, noi le-am scoate. Deci noi acum încercăm să suplinim aceste rezerve, aceste stocuri, dar vreau să menționez încă o dată, nu este necesar persoanele sănătoase până la urmă să poartă mască, dacă asta nu este persoană din contact. Persoană, poartă măști persoanele bolnave pentru a minimaliza răspândirea prin picături a infecției de care deja suferă, poartă obligatoriu personalul medical care nemijlocit contactează cu persoanele bolnave sau deja vizitatorii care
care vin, ori eu nu știu acolo atât de obligatori să vină cu o potențială persoană care a fost în contact sau să află în izolare la domicile. În alte situații nu trebuie să purtăm și nu trebuie să facem panică. Iarăși, pentru a mai domoli din panică, dar ca să aducem niște informații foarte clare și estimări foarte concrete, reieșind din situația din alte țări, vreau să ne spuneți și să răspundem la o întrebare firească pe care o au oamenii. Cât de repede s-ar putea răspândi acest virus în Republica Moldova? Deci, luând în considerație cât de conștient sau inconștient sunt cetățenii noștri, ascuzând datele personale chiar și în fișele acestei epidemiologi, nerespectând carantina, iar și stiria asta, dacă o să continui mai departe și o să începem să avem rânduri și cozi în toate supermarketurile din Chișinău și din toată țara, eu vă garantez că o să răspândească foarte repede. Deci isteria e prea mare, responsabilitatea e prea mică. Poftim, isteria e mare, responsabilitatea e mică. Deci dacă noi o să avem cozi ca și în alte țări, eu vă garantez că virusul o să răspândească cu mult mai repede decât dacă situația este așa cum este la moment și încercăm totuși să liniștim cetățenii. Bine, o parte deja o mai înțeles, încerc și eu să depun eforturi ca să liniștesc, cel puțin urmăritorii mei, dar încă continui să am discuții destul de aprinse cu multe persoane care nu înțeleg că problema este în responsabilitatea cetățeanului și nu autorităților și nu trebuie să stăm toți în carantină, trebuie să facem coz, trebuie să ne spălăm pe mâini, trebuie, dacă suntem răciți sau dacă prezentăm să purtăm o mască, asta e cea mai bună metodă. Și să evităm ieșirile în zonele publice aglomerate. Dar noi, iarăși, ați văzut de 8 martie. Eu cred că toate locurile erau pline. Toate erau pline. Deci o parte suntem de acest virus, o parte nu suntem, o parte conștientizează, o parte nu conștientizează. Eu sunt sigur că în Republica Moldova sunt încă multe persoane care nici n-au auzit de coronavirus. Asta așa și n-am înțeles răspunsul real. Cât de repede s-ar putea răspândi dacă acest virus și în ce măsură? Dacă o să apară isteria asta cum a apărut în Italia cu golirea, eu cred că o să răspândească destul de repede. Și dacă cetățenii care vin din aceste nu respectă normele de igienă și nu respectă normele de a nu răspândi, o să răspândească. Dacă o să respecte cât de cât, deci mesajul trebuie să fie în a respecta, mai ales persoanele care vin din zone endemice. Doamna Glovaci, aceeași întrebare pentru dumneavoastră. La moment avem un singur caz de import. Deci acțiunile noastre, acțiunile autorităților depind de situația epidemiologică în țară. Deci, repet încă o dată, la moment nu s-au confirmat alte cazuri și nu este stabilită transmiterea internă. Posibil că o să o avem, pentru că suntem pregătiți, asta e scenariul acela a doi despre care spuneți dumneavoastră. Da. În cazul apariției deja cazurilor pe interior, deci de răspândire de la pacienta bolnavă către alte persoane, depinde de numărul lor, se schimbă momentan și acțiunile pe care le întreprind autoritățile. Deci noi suntem cu mâna pe puls, noi ținem legătură cu Organizația Mondială a Sănătății, consultăm de fiecare dată situația, ea se schimbă zilnic. Deci în cazul în care vom avea mai multe cazuri, deja va fi examinată necesitatea limitării întrunirilor, închiderii școlilor și așa mai departe. La moment, reieșind din situația actuală, nu este necesar. Ce va fi mâine, vom vedea deja și vom lua și vom anunța respectiv. Da, ce condiții medicale avem în spitale? Pentru că, iarăși, în funcție de cum va evolua această situație, iarăși, oamenii de rând se interesează dacă spitalele sunt pregătite, câte spitalele strategice sunt. De altfel, au fost informații și la publica date în știri, în reportaje. Dar autoritățile, e bine să dea informația ca sursă ca să fie în siguranță și cetățenii, cel puțin cu gândul. Da, e foarte corect că trebuie să liniștim lumea că ei simt în siguranță. Și cu adevărat, dacă am spus că avem planul A, planul B și planul cel mai grav de o epidemie așa extinsă în țară, la fel sunt preconizate și spitalele, în dependență de această etapă posibilă de răspândire a infecției. Cât de pregătite sunt instituțiile medicale? Toate instituțiile au fost verificate încă inițial. Au fost petrecute și continuă încă instruirile în spitale a personalului medical privind acțiunile lor și tot algoritmul de acțiuni de la intrarea pacientului și până la vindecarea lui, inclusiv toate scenariile de agravare a stării, modalitatea de transportare a lui, cum, cu ce, cum trebuie să fie echipați, cum trebuie să se comporte personalul medical. Deci toate aceste activități au fost făcute deja, inclusiv mulțumim foarte mult Organizației Mondiale a Sănătății că ei au fost prezenți la toate aceste instruiri și au ghidat corect activitățile noastre. O concluzie la final. Domnul Stratulat. Deși, iarăși, se discută despre cum trebuie să fie echipați personalul medical. Dar pentru ce echipați? Trebuie să fie echipat personalul medical. Este suficient pacientul care a intrat în spital să fie cu mască.
Deci eu, iarăși noi, în secțiile care deja lucrează cu pacienții suspecți, personalul este echipat în modul corespunzător, în combinezon. Părerea mea, eu nu văd sensul într-un final. În afară de niște mănuși, o mască și o mască la bolnav, eu nu văd alt. Bine, noi ținem minte imaginile din China, din îmbrăcați ca niște cosmonauți, exact, domnul Stratulat. Da, până când nu vin și exact, nu trebuie să vină echipată în costum, pentru că ea preia pacientul pe un timp scurt și e suficient mască, mănuși, ochelari, spunem așa. Aha. Deja când merește în spital, acest pacient, el urmează să fie... Bun, noi cu asta încheiem. Mulțumesc tare mult pentru participarea la această emisiune, pentru opiniile, informațiile prezentate aici. Deci informația nouă la această oră este că avem încă 5 persoane suspecte de COVID-19 în Republica Moldova. O persoană este de 2 zile internată în Spitalul Clinic Republican. Este vorba despre o femeie care a ajuns din Italia la Chișinău. Ceilalți 5, de asemenea, au fost pasageri ai aceluiași avion. Mulțumesc tare mult pentru participare. Doamnelor, domnilor, aveți grijă de voi. Numai bine, o zi frumoasă!